Sfintele Cruci ale Clopotniței din parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanov ca protopopiatul ungheni Arhiepiscopia Chișinăului Basarabia au fost sfințite marți 28 ianuarie 2020 de către un sobor de preoți de pe ambele maluri ale Prutului. La acest moment de sărbătoare au participat alături de enoriașii parohiei primarul comunei Ipatele, județul Iași, Constantin Postârnac, primărița comunei Mironeasa, județul Iași, Elena Curcudel, viceprimarul comunei Mironeasa, Dumitru Curcudel, dar și numeroși prieteni care au răspuns cu dragoste invitației preotului paroh Nicolae Tverdostup. În fața clopotniței s-a oficiat slujba aghezmei mici de către un sobor de preoți de la Mănăstirea Hadâmbu, din Arhiepiscopia Iașilor și din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slujitorii Sfântului Altar au dorit ca prin intermediul acestui popas duhovnicesc să-L slăvească pe Dumnezeu și să-I mulțumească pentru toate darurile revărsate asupra parohiei Romanovca, dar mai ales pentru că s-a reușit ridicarea clopotniței, ce a fost împodobită cu acest prilej cu trei sfinte cruci. În cadrul slujbei s-au pomenit toți ctitorii, donatorii și binefăcătorii acestui edificiu, iar la final crucea de pe turla principală a fost montată cu ajutorul unei macarale.
În cuvântul de învățătură adresat celor prezenți, preotul Emanuela Petrei de la parohia Urșița Mironeasa, protopiatul 3 Iași, județul Iași, a făcut referire la importanța acestui moment, dar și la oamenii prin intermediul cărora Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a lucrat pentru construirea ansamblului parohial din Romanovca. Aceste sfinte cruci pe care astăzi le-am sfințit împreună și pentru care ne-am rugat și la care ne vom închina, ar trebui și cu siguranță trebuie să ne aducă aminte de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să ne aducă aminte că suntem creștini în primul rând și să nu uităm niciodată să-i mulțumim și să-i mulțumiți Bunului Dumnezeu pentru toate aceste binefaceri pe care le-a săvârșit în comunitatea dumneavoastră. Cu emoție și bucurie, arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul mănăstirii Hadâmbu, și-a exprimat bucuria pentru că a revenit din nou în parohia Romanovca, cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Părintele stareț a apreciat jertfa pe care preotul Nicolae Tverdostup a depus-o la ridicarea bisericii, așezământului social și clopotniței, îndemnând credincioșii să aibă evlavie pentru Biserica lui Hristos, unde se săvârșesc sfintele taine și unde ne pregătim pentru viața de veci. Recunoaștem că părintele Nicolae a muncit în afară, să nu uitați ce vă spun în ziua de astăzi, ca să ridice această bisericuță în satul dumneavoastră, iubiți credincioși. Când clopotele acestea care vor fi puse sus, vor face chemarea, veniți creștini la rugăciune. Pentru aceasta este toacă, pentru aceasta este această clopotniță, care pe lângă frumoasa biserică, care s-a făcut cu mari sacrificii, vă renuiți cu această frumoasă clopotniță, că ea nu este terminată, dar asta nu înseamnă că crucile nu trebuie spuse. Ele trebuie spuse, crucea biruinței, armă împotriva diavolului, ca frăției voastre când veți trece sub această clopotniță, să vă închinați frumos, mergând spre acoperământul Maicii Domnului. Părinte Nicolae, ce să-ți doresc eu din inima mea? Tot ce v-ați propus pentru frumoasa biserică, pictura, clopotnița te încuiește, cum am spus, că veți frumoasă. Vă mulțumesc din suflet tuturor celor prezenți că ați ascultat de Părintele Duhovnica dumneavoastră și ați venit să vă bucurați alături de Părintele dumneavoastră Duhovnic și, în ultimul rând, să-mi mulțumesc la modesta și smerita doamnă preoteasă. Preotul paroh Nicolae Tverdostup a mulțumit arhimandritului Nicodim Gheorghiță pentru sprijinul pe care l-a oferit la ridicarea clopotniței, dar mai ales pentru dragostea pe care o arată față de parohia Romanovca prin prezența și rugăciunile pe care le-a înălțat. În primul rând vreau să mulțumesc părintelui stareț de sprijinul care ne-a ajutat, în tot felul ne-a ajutat și spiritual și în tot felul ne-a ajutat. De aceea vă mulțumesc, precuvioasă părinte stareț, și toți frații noștri de peste prut care sunteți alături de noi. Noi vă iubim mult, mai ales eu iubesc România, vă spun, care în auzul tuturor, nimeni nu poate să-mi schimbe ce și am eu în inima mea. De aceea vă mulțumim și să ajungem, îmi doresc ca să ajungem la sfințirea a bisericii totală. De chiar când am început clopotnița, e nu costă un ban, dar costă mulți bani. Nici nu pot să vă spun cât costă clopotnița, dar vedeți că din nimica s-a făcut, s-a ridicat această frumoasă clopotniță. Încă mai frumoasă și bă că nu-mi finanțau și prin afară, pictura și în biserică. De aceea să nu fiți indiferenți de ce își faci în satul dumneavoastră, să fiți totdeauna alături de mine, pentru că eu am nevoie de sprijin dumneavoastră, pentru că dacă nu mă sprijiniți, eu nu mai am putere. De aceea să fiți totdeauna lângă mine, nicătând. Unii vă gândurile dumneavoastră, dar știți că biserica e lui Hristos. Amintim că sfințirea locului pe care este amplasată clopotnița din Romanovca a avut loc pe 7 aprilie 2011 și a fost oficiată de către înalt preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei, alături de un sobor de preoți și diaconi. Parohia Acoperământul Maicii Domnului Romanovca a fost înființată în anul 2004, iar în anul 2006 a fost turnată temelia Sfântului Locaș.
Clădirea locașului de închinăciune cuprinde demisurul și biserica propriu-zisă. Din puținul enoriașilor, prin efortul preotului paroh Nicolae, care a lucrat în domeniul construcțiilor și nu numai pentru a obține fondurile necesare, s-au realizat lucrări importante. Credincioșii ortodoxi români de pretutindeni au șansa și de acum înainte să-și înveșnicească numele în Cartea Vieții, dacă doresc să devină ctitori la complexul parohial din Romanovca, unde mai sunt încă multe lucrări de întreprins. Satul Romanovca se află la aproximativ 30 de kilometri de Vama Sculeni, pe drumul ce leagă orașul ungheni de Chișinău.